Schimbări majore anunțate de Ministrul Sănătății în urmă cu puțin timp. Continuă declarațiile, le urmărim. Județene sau Comitetul Municipiului București pentru coordonarea intervenției. Se merge strict pe acele măsuri locale, dar și măsuri restrictive în vederea scăderii numărului de cazuri noi prin scăderea transmiterii. În contextul în care vom avea o transmitere liberă accentuată cu o creștere exponențială a numărului de cazuri, se vor lua și alte decizii. Deocamdată nu avem în discuție carantinarea Bucureștiului. Monitorizarea se face de către autoritățile locale, conform legii 55, și de către medicul de familie care vom avea acest protocol și de DSP. Și au autoritățile locale resursele necesare? Autoritățile locale au pârghiile din care pot face acest lucru. Rămâne să facă acest lucru. Și sunt specialiști care spun că ar trebui să ne închidem o lună să scăpăm de această pandemie. Ce părere aveți? Să ne închidem o lună? Sunt specialiști care ar trebui să ne închidem două luni. Din punctul meu de vedere, ar trebui să respectăm niște restricții pe care le-am impus încă de la începutul acestei pandemii și să ne gândim la cei de lângă noi care nu mai sunt din cauza acestei pandemii, să ne gândim la cei care suferă și să ne gândim la un corp medical care în acest moment, și ei sunt cu credința în suflet, și în acest moment sunt aceiași de la începutul acestei pandemii și merg în continuare. Și țin să le mulțumesc încă o dată în fața dumneavoastră pentru acest lucru. Suntem împreună, suntem acolo și eu sper ca cei care ne furnizează aceste cazuri și care înainte de a ajunge în spital nu cred în aceste cazuri, să-și reașeze un pic atât atitudinea cât și discursul. Dacă se vor închide școlile, se vor mai avea loc alegerile? După cum știți, noi avem acei indici, până în 1, 1, 3 și peste 3. Peste 3 deja se face învățământul online, cum s-a făcut în toată această perioadă. Dacă stăm să evaluăm bine toată perioada trecută, atât momentul școală în interior, cât și momentul votului au fost cele mai securizate și reglementate. Ce se întâmplă până la vot, ce se întâmplă după vot în seara alegerilor sau ce se întâmplă până la școală, ce se întâmplă de la școală, rămâne doar să încadrăm în acele măsuri pe care le-am dat încă de la începutul relaxărilor de pe 15 mai. Haideți să respectăm acele măsuri și să vedem dacă reușim să limităm aceste lucruri. În funcție de evoluția pandemiei, în fiecare localitate, în parte, comitetele județene pentru situații de urgență iau aceste decizii. În acest moment suntem pe o creștere progresivă. În anumite localități deja am început să fie creștere exponențiale. Acolo se vor lua decizii un pic mai drastice, să spun. Știți cum e? Noi vorbeam foarte mult acum vreo 3 luni de 2800 de cazuri pe zi. Dacă nu respectăm sau dacă în general mergeam ca atitudine, atunci haideți să vorbim că putem ajunge la aceste cazuri nerespectând nimic. Ce veți face? Cum vor face față spitalele? În continuare sunt foarte puține locuri la ATI. Aici ar trebui să-și pună întrebarea toți cei care nu respectă regulile. V-am spus, sistemul medical românesc este cel care se adaptă.